250 de grame de substanță interzisă au depistat colaboratorii penitenciarului numărul 17 din Rezina într-un colet cu produse alimentare. La punctul de trecere și control, o femeie de 37 de ani, originară din orașul Ungheni, a transmis un pachet cu mâncare uneia dintre deținuți. În timpul verificărilor de rigoare, angajații serviciului regim și supraveghere al instituției au depistat într-un vas cu ardei umpluți un pachet de hârtie cu o masă vegetală de culoare verde, asemănătoare cu cânepa. Cazul a fost documentat, iar materialele acumulate au fost transmise colaboratorilor Inspectoratului de Poliție din Rezina pentru efectuarea acțiunilor de anchetă. Ina Komarovski, Alexandru Cebotar, Rezina, fiți la curent!